Salutări dragii mei prieteni, eu sunt Dodo și bine v-am regăsit la un nou video Un video în care, după cum ați văzut în titlu, ce să mai că nu mai e un secret Vom vorbi despre Free Fire Free Fire este un joc asemănător cu PUBG Mobile Free Fire este tot un joc pentru mobile, adică pentru telefoane Acum, nu știu, de ce să vă mint, nu știu dacă este și pe calculator Mă rog dar noi vorbim acum despre ceea ce fac eu și cum fac eu. Eu folosesc Tencent Gaming Body. Mă rog, pentru cei care nu știți uh, și vreți să vi l descărcați, haideți că vă arăt rapid, rapid, rapid. Scrieți tencent Buddy în browser, în orice browser, apoi primul rezultat dați start și aici dați download. Da, dați pe public Beta, nu dați pe Vietnam. Atenție, da? Să fie public beta. Dați ați eventual dacă trebuie să vă faceți cont, vă faceți cont, l-ați descărcat, vă logați cu Facebook-ul sau cum vreți voi, dar cel mai bine să vă logați cu Facebook-ul și gata, ați rezolvat problema. Uh, acolo după aceea veți găsi uh, PUBG Mobile, dar astăzi am făcut update. Cum se face update? Dați pe chestiile astea, liniuțele astea 3 și aveți aici unde scrie update. Dați uh, acolo update și o să-și facă update. Astăzi, uh, după ce am dat update, nu știu ce mi-a venit mie să dau scroll în jos, că de obicei eu dau start și gata, nu am treabă. Adică dau pe PUBG Mobile, că restul nu prea mă interesa. Când am dat scroll în jos, am găsit Free Fire. Free Fire pe emulatorul Tencent Body. Uh, și nu este doar Free Fire, mai avem și alte jocuri și puteți să le încercați și voi. Mă rog, eu n-am încercat nimic, că nu mă interesa. Adică, mă rog, din ceea ce am văzut aici nu mă interesa mai nimic. Dar ăsta chiar mă interesează. Adică, vreau să văd cum se mișcă. Și dați pe el pe Free Fire și trebuie după aceea să l instalați. Aici îmi scrie mie play pentru că l-am instalat și dar nu trebuie să faci decât să i dați install, se instalează rapid. Gata, gata, aveți jocul instalat și puteți să l jucați. Bun. O să dau play acum pentru că vreau să vorbim despre joc. Să vedem ce și cum. Ia să măresc eu fereastra. Garena. Garena. Yes. Mamă ce moacă de iepure are. Și, mă rog, vedem aici așezarea tastelor. Bun. Și o să vedeți acum ce vreau eu să... să nu știu. Nemulțumirile mele, de exemplu. După aceea, poate fac și un match uh, rapid, rapid, rapid. Uh, sau fac un alt video. Habar nu am, nu știu cum să fac. Bun. O să închid aici. Așa arată jocul pe calculator, pe emulator. Simulator, cum spunea cineva. Bun. Uh, setările. O să intru în setări. Și avem așa. Basic. Aici. Uh, la mine a fost setat pe standard. Eu am dat pe ultra. Mă rog, dacă o să umblați pe aici, o să vedeți. Voi o să trebuia să umblați în caz că aveți calculatorul mai slăbuți, să umblați puțin pe aici să vedeți cum, cum, e ok. Eu am să dau pe ultra. Aici la brightness rămâne clasic. Aici avem limbi, unde poți să selectezi niște limbi. Engleză, cred că chineză, nu știu ce mai e pe acolo. Portugheză, asta pentru Esteban. Franceză pentru... Cum pentru prietenul nostru Ștefan, că avem Esteban și Ștefan, da? Ce mai avem? Turcă, nu știu, pentru pe turcii așa, doici pentru cei care își prei în doici. Bun, pe aici nu mai avem mai nimic, cam asta e. Mai departe, la sensitivitate, eu a trebuit să umblu puțin, hai mă, mută-te. La general aici, nu știu, cred că era pe 50, pe acolo, pe undeva, am selectat undeva la 20. Cu toate că n-am făcut încă un test să văd cum se mișcă în 20. Dar sensibilitatea era un pic cam prea mare atunci când te mișcai. Și am zis să reduc puțin. Oricum asta se poate face și după aceea să mai umblați pe acolo. Aveți să re reglați sensibilitatea și la scopuri, inclusiv redot. Bun, Apoi la control. Ei bine, la control aici aș fi vrut să avem puțin uh, control, mai mult control asupra, nu știu, așezării tastelor. Adică, nu știu, să-mi aleg eu tastele pe care le vreau. Aici puneți voi cum vreți, da, cel mai bine să lăsați pe default, dar dacă vreți să modificați ceva pe aici, nu rămâne decât să bifați, să debifați, să mutați în partea cealaltă și așa mai departe. Aici la Full Control avem la I'm Precision, eu am lăsat pe default și mai avem aici Custom Hard. Mă rog, aici e problema. Aș fi vrut, de exemplu, să fac setările cum sunt în, în PUBG Mobile. Măi oameni, dacă cineva știe și folosește de pe emulator, Uh, jocul ăsta, spuneți-mi și mie măcar să -mi nu mor prost, pentru că eu nu am găsit setările. Am făcut un singur meci, punk, și mi se pare, nu știu, chiar eu am făcut 13 kg, dar nu cred că am făcut 13 kg, nu știu ce scrie aici, 13 kg. Un singur meci am făcut, de test așa, să vedem cum merge Mă rog, haideți să vă spun, mașina, nu am găsit control la mașină, spune că să-l controlez din uh, săgeți. E bine, mie nu prea mi-a mers din săgeți să controlez mașina. Deci mergea doar în spate. Uh, Acum e adevărat că poți să modifici, să intri în joc, să faci niște modificări. Asta n-ar fi o problemă. Problema este că, de exemplu, ca să nu să-ți ascunzi mouse da? să nu-ți apăsat click stâng atunci când te miști, da? că nu e ok, ci să pui pe o tastă. Ei bine, ai mouse dreapta. Am dat mouse dreapta, s-a ascuns mouse -ul. Asta se întâmplă și în joc și atunci când miști mouse se mișcă și personajul. Eu aș fi vrut să facă chestia asta exact cum este în PUBG Mobile. Uh, dar nu se poate. Uh, la scop, când pui scopul, aș fi vrut să fie mouse dreapta. Dar nu poți. N-ai cum. Uh, aici e ciudat. Aș fi vrut uh, sau măcar inversate. Putea să rămână Q uh, pentru ceea ce face mouse dreapta, adică click dreapta și să, să, fac să schimb aici chestia asta. Dar nu merge. Nu merge să mut drăcile astea. Deci nu merge, mă, nene. Dacă vrei, de aici poți să muți. Să le pui unde vrei. Dar nu pot. Poți... să iei Asta e ciudat. În schimb, ce poți face? Vedeți, dacă vă deranjează semnele astea, pentru că atunci când intri în joc o să-ți apară semnele astea, e foarte simplu. Odată ce ai dat pe... Stați așa să dau eu, uite așa. Odată ce dai, de exemplu, nu știu, uite, pe focul ăsta, unde dai uh, focul, da? adică unde tragi. da poți să-i dai transparența, să dai pe minim. Uh, la size poți să faci cum vrei tu să fie size-ul. Eu pot să-l fac și așa și atunci să-l trag puțin mai în dreapta. Cam așa. Hai să-l fac puțin tel mai mare să nu fie vreo problemă. Cam asta e. Am putut transparența, am spus să fie la zero, am dat save și gata, nu se, mai, nu se mai vadă în joc. Haideți să intrăm puțin în joc să vedem ce se întâmplă. Mă rog, mulți dintre voi sau poate nu știți cum e jocul ăsta, uh, se mișcă foarte ok. De aici selectezi cum vrei să fie squad duo sau solo, eu o să pun pe solo. Uh, clasic, o să dau clasic, oricum uh, ca să faci uh, la ranked trebuie să faci 4 meciuri dacă nu mă înșel. Uh, a uite level 10 Trebuie să ajung la level 10 Aoleo, Mamă doamne păi eu ce sunt Sunt level 2 cred că <laughs> Așa și aici ai uh, două mape Unde să selectezi Astea alte nu știu exact când se deschid Probabil când mai faci niște misiuni La custom aici uh, Custom sunt camere Din ceea ce văd eu Nu din ceea ce Astea sunt camere Da astea sunt camere Mm, Uh, și poți să și crezi camera. Nu știu acum dacă e cam PUBG. Mă rog, mai rămâne de văzut. Și hai să pornim puțin să vedem cum se mișcă jocul, așa, ca să vă faceți o idee. Ia să vedem dacă mă bagă și repede în joc. Jocul ar fi ok, nu, nu e la grafică cum, uh, cum avem uh, PUBG Mobile. Vedeți, mouse dreapta trebuie să dau. Sensitivitatea cred că trebuia o idee mai mică. Ia repede să vedem. Uh, sensitivitatea general, ia să-l pun pe 10. Mm, și încă ar mai putea. Ar mai merge. Din mouse... Hai să zicem că e ok. Uh, Ei, hey, vedeți, uh, așa merge și ca să pui scopul trebuie să apeși pe Q. Aici e un pic am ciudat. Un pic cam ciudat. Mm, asta nu-mi place mie că nu poți să modifici. Acum nu știu dacă cineva știe să-mi spună și mie. Uh, iar la aterizare când sari din avion, când te parașutezi, uh, merge cu tasta V. Nu cu tasta F. Cum uh, suntem obișnuiți în... Uh, în PUBG. Eu tot fac acum a comparație cu PUBG. Pentru că uh, PUBG-ul joc foarte mult. Uh, și hai să sar și eu. Nu știu, merg și eu la numereal acum. Mapa avem tot pe M. Dar nu, nu pot să scot mapa. Nu pot să scot mapa. Asta e un lucru aiurea. Sunetul, ce am mai observat. La sunet iar nu prea îmi place... Bă, mă, dar unde m-am dus eu? Unde nu e nimic. Sper să nu fie nimeni pe aici. Măcar să apuc și eu să lutez ceva. Uh, îmi place, față de ci, când l-am jucat eu, s a modificat unele chestii, deci mi-a automat. Îmi uh, a automat unele chestii. Avem și dans, da. Ia, fiți atenți. Bă, nu vrea. A, numai în echipă? Nu vrea. Nu mai aud pașii. Acum, au, -au, acum, am, început, am început să aud pașii. Ați văzut la un moment dat pașii nu se mai auzeau. Ei, când apeși pe shift, alergă. trebuie doar să apeși pe shift. El aș fi vrut să am, uh, să dublu și shift-ul. Ia uite, player acolo. Ia! E, pandele nu trage! Ah, măcar să-mi iau ceva. Bă, ce mă enervează ăla. Deci, vedeți, ia automat. Mă duc acum să-l omor pe ăla. Mamă! Mamă, că nu uite, uite, m-am încurcat în taste. Mamă, frate, daci. Ia! Altul! Buia! Baa, ba, frate! De asta n-a avut nimic! Ce a avut ăsta, mă, frate? Ia și trage cineva, că... Altul, frate, vine! De unde trage, mă, nene? Fii atent câtă viață mai am și n-am nimic de viață. Wow, ăla e player! Ăla e player, nu e bot! Mamă, dar dacă aș găsi ceva de... A, ah, da, am de viață? Am de viață, mă, nene. Ah, pe 5. trebuie să apăs. Hai, repede, repede, repede. Și am mai văzut un player acolo. Oh, pe ăsta trebuie să mai dau o dată. Deci două mea. Uite, dacă nu l-am mai jucat de mult, ar fi ceva să iau puiul. Mai sunt uh, 34 de pleri. Gloanțe nu prea mai am. Uite la acolo. Nu mai am gloanțe. nu mai am gloanțe. Dar l-am scalpat un pic pe ăla. Mi-e foarte ciudat cu controlul. Până te obișnuiești. Și când te obișnuiești pe ăsta, nu mai ești obișnuit pe celălalt. Și te așa. Te dezobișnuiești de pe PUBG. Uite, era casca aici. A, da, am casca. Am zis că o fi spartă casca. Mă rog, încă mai trebuie să învăț. E un pic diferit. Vreau să-l omor pe ăla. Dar nu am vestă. Ia uite și bută de baseball. Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite-l. Bă, dar ce naiba se întâmplă? Bă, e extraordinar. Tot cum au dreapta, tot dau cum au dreapta. Hai că mi-am luat vesta, am luat de la asta tot ce trebuie și scopuri și de viață și toate chestiile. Am două arme cu aceleași gloanțe. De unde am mai tras -al? Oh, ce-am făcut? Mamă, frate, controlele sunt aiurea! Bine că, nu știu, ori fi boți ăștia, abar nu am. La cum joacă, da' prea trag, prea... Hai, repede, 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 repede. Să-mi bag iar de viață. Uuu, ce ai de mine? Dar nu știu de ce mi se pare acum parcă se vede mai clar ca data trecută. De prima dată când am jucat parcă s-a văzut mai rău. Nu se pusese oare când am dat, trebuia să dau un restart? Zona... unde e zona? Sunt în mijlocul zonei. E, fiți atenți! Și trebuie să dau back aici. Nu merge să... Bun. Și acum ar trebui, măcar dacă ar, cât ai ține apăsat, nu știu, e ciudat. Mă rog, până mă mai obișnesc un pic cu Câți mai sunt? 23. Unde era băiatul ăsta? Aici. Îmi place că e automat, n-ai treabă. Hai mă nene, ce face? Nu mai ia Asta e bună arma. Bun. Hai că stau bine am făcut 5 kg dar nu știu, Tin să cred că sunt boți. Și dacă nu sunt boți, probabil așa joacă băieții, nu știu ce să zic. Aici îmi place, e, aici avem F-ul. Mâncăm ciuperci. Acum o să fim nebuni, o să luăm ca nebuni pe câmpuri. O să alertă, Mai se vede mai clar ca data trecută. Mai nu vine să cred. Deci înseamnă că trebuia să dau restart. Uh, rucsac am, deci nu trebuie. Bun. Încă nu, nu mai țin... A, ah, pe aici am fost. Aici am fost tu după casca asta de pe... De sus. De pe lă, cutiile alea. Cutiile Ce ori mai ce naiba? Bidoane am vrut să zic. <laughs> am vrut să zic bidoane, dar nu sunt bidoane. Nu sunt bidoane! Ia cum sare? Super șmecher! A, ah, și îmi place... Vestă? Da, am vestă. Uh, de unde știu ce vest am? Dau pe tab. Helmet level 2 și vestă level 2 am. Da, e de bine. Ia sirena. Sirenele! La mașină, cum v-am spus, n-am reușit să controlez prea bine. Uite că eu am dat să-mi ia pe auto, dar văd că nu mi-a -mi pe auto. A, controlul e mai bun. Băi, dacă te înveți așa, e ok. Adică, na, te poți învăța, că nu e o problemă. Dar nu știu de ce nu mai mi-a -mi auto. A luat la început, Cred că am prima fază și după aceea nu mai am loc. Nu mai am spațiu. Mă rog, dar cum am de viață, sunt full. am rucsat cu plin. Ia uite, ia uite, l-am văzut. L-am văzut playerul. Merg către dânsul. Bă, nene! Au! Ia uite! Băi, dar ce trage la mă, nene? Dar câte gloanțe are, frate? Băi, arma asta dă un damage grozav. Eu am omorât, dar tot aveam plin. Opa! Cască de trei. E, asta mi piaci. Adică îmi place. Adică mare si. Mi piaci în italiană, mare în greacă. Și Gustaro, în spaniolo mi se pare. Uh, ia să vedem așa. Ce are ăsta pe aici? Poate vine unul și mă căsăpește. Pot să iau asta de viață? Nu am loc. Mă, ăsta avea... Ia uite, l-am văzut! a scăpat ăla. Și altul acum. E, știi ce nu nu prea mai îmi place, nu-mi place mie. Altul, bă, nene, dar ce e aici? Uite la acolo pe la Hai, o l o -l, l Mamă, încă unul am omorât. Aoleu, mamă, doamne, mamă, doamne, ce emoțiune am. Altul. De unde apar ăștia, mă, frate? Ai de mine. Uh, ia să vedem. Hai că am uh, iarăși. Uh, de viață. Ia, 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 altul trage. Uh, la sunet, nu prea nu prea aud exact de unde vine sunetul. Hai că e bine? Câți mai sunt? Șase. Băi, frate, nu mai am viață. Mamă, frate, altul trage. Dacă nu reușesc să-mi dau viață, mă omoară. M-a omorât. Băi, ce bine am jucat-o, mă, frate, mă. asta e. N-am apucat să-mi dau viață. Prea m-am băgat acolo. Mamă, dar ce intens a fost. Deci nu sunt boți, mă, nene. Deci nu sunt boți. Gata, m-am convins că nu sunt boți. Înseamnă că în jocul ăsta nu sunt boți. Mamă, doamne, ce am avut aici. Uh, îmi place. Îmi place pe emulator, mai e mai greu puțin, uh, câte kg am făcut? 13 kg și în meciul ăsta. Hai că e bine, nu e rău. Uh, da, uh, probabil uh, am făcut level 3. Acum, uh, ce am aici? Ia să vedem ce-mi dă. Gold, ori 15. Uh, bun. Îmi place că... Ia uite. Ce mai avem aici? Mă rog, îmi place că e pe emulatorul ăsta. S-a băgat. Uh, uh, îmi place grafica, da, e mai ok acum. Deci, probabil trebuia să dau un restart. Uh, am fost foarte dezamăgit când am văzut grafica. Grafica, mă rog, acum puteți să-mi spuneți și voi, și voi cum vi se pare grafica. Ia uite că am făcut și un meci mă rog, uh, blocul 5, aș fi vrut ceva mai mult, dar asta este. Uh, puteam, puteam, puteam să câștig. Uh, dacă, dacă mă retrăgeam când am văzut că nu mai am viață, să-mi dau uh, de viață, uh, puteam, puteam mai mult. Dar asta este. Nu e. Ați văzut acum adevărul este că și curc foarte tare în taste. Uh, fiind obișnuit, deci e foarte aiurea. Uh, în mai toate jocurile ai mouse dreapta pentru a pune scopul, aici trebuie să dai pe Q. Uh, să folosești asta Q. Aici e un pic cam uh, aiurea. Uh, plus de asta, tabul e lângă Q. Tastatura e un pic mai strânsă. Uh, la mine dacă era poate spațiu mai mare, mă rog, hai să nu băgăm de vină chestia asta, mă rog, din greșeală mai apăs și pe tabă, nu să apăs pe Q. Se întâmplă și adevărul este că nu prea folosesc Q și tab, nu prea le folosesc în jocuri. Mă rog, asta e. Dar probabil dacă aș juca vreo două zile să mă țin așa de joc, ăsta, probabil m-aș obișnui cu controlul, cu controlul, controlul, cu controlul la, acest, la acest joc și poate ar fi mai ok. Așa că, dragii mei, nu știu ce să zic. Dacă v-a plăcut uh, și mai vreți, nu știu, videouri cu Free Fire, nu rămâne decât să apăsați și voi butonul de like, să dați și voi un share și, bineînțeles, dacă nu ați apăsat butonul de subscribe, să o faceți chiar acum, să veniți și voi în comunitatea noastră, comunitatea prietenilor. Și până data viitoare, nu pot să spun decât că v-am salutat și v-am pupat! Papa. pa! pa.